Bun venit, dragilor! Bună este astăzi Daniela, cu studii în socioman. Nu a făcut niciun fel de studii pe artă, are o vârstă frumoasă de 37 de ani și ne arată prima ei icoană pictată cu Mântuitorul Iisus. Bun venit, Daniela, și cum ai aflat de curs? Mulțumesc de invitație! Mă bucur să mă aflu aici. Îmi doream de aproximativ un an de zile să pictez. De fiecare dată când intram în biserică mă uitam fascinată la unele picturi și îmi doream și eu să ajung să pictez așa. Dar neavând studii, mi se părea că totuși sunt niște pași destul de grei, pentru că pe internet sunt într-adevăr tutoriale, dar ai nevoie și de un ghidaj. Și am aflat de pe Facebook de acest curs și m-am înscris la el. Super! Ai făcut o alegere minunată, ți-ai îndeplinit un vis, felicitări! De ce te-ai înscris la curs? Doream foarte mult să pictez, să realizez și eu ceva făcut cu mâna mea. Începusem să pictez flori sau peisaje, dar icoanele mă atrăgeau mai mult. Ele dăinuiesc și ele sunt cele care ne pot auzi durerile atunci când ne punem în fața icoanei și spunem o rugăciune sau o dorință sau ce avem pe suflet. Și îmi doream să fac ceva care să aibă preț. Și de asta mi-am dorit să pictez icoane. E frumos, da, și ești minunată. Cum a fost călătoria? Cum a fost acest curs cu icoana lui Iisus pentru tine? Pentru mine a fost o călătorie frumoasă, pentru că am început cursul în perioada care a coincis cu postul Crăciunului. Și fiecare pas pe care îl făceam mi se părea minunat, că pot să realizez ceva cu mâna mea, neavând experiență. Ceilalți n-au crezut în mine, că știau că n-am mai pictat niciodată, mai ales icoane, se gândeau că sunt destul de greu de pictat și îți trebuie ani de studiu. Așa că pentru mine a fost un parcurs foarte frumos, pentru că a fost și o perioadă intensă, având în vedere că a fost postul Crăciunului. Da, da. Ce frumos! Și ce ahauri ai avut în această perioadă? Ai pictat și în post, și cu post, și cu rugăciune. Și uite că te-a ajutat Dumnezeu și ai finalizat această icoană cu Mântuitorul Iisus. Ce te-a plăcut mai mult la acest curs? Ce conștientizări ai avut pe partea aceasta? Da, într-adevăr a fost important că și este important să facem icoanele atunci când suntem liniștiți, când avem pace cu noi, când avem împăcare, și mi-a plăcut că acest curs nu a fost axat doar pe pictură, ci și pe dezvoltarea personală și mai ales pe partea de împăcare cu noi înșine și cu ceilalți. Cred că este important să fii autentic atunci când pictezi icoane și chiar să fii împăcat cu toată lumea și să o faci cu tot sufletul. Și pot să spun că la final, după ce am terminat de pictat icoana, toți ceilalți au văzut cum eu pictez, dar pictând pe spate, nu știau cum este rezultatul pe față, pe fața sticlei, pentru că eu nu o întorceam. În momentul în care am terminat-o, rezultatul a fost, într-adevăr, am și muncit ca să iasă cât mai bine, deși este prima icoană, pot spune că mici să zicem, lucruri pe care ulterior la a doua icoană le-am corectat, le-am făcut. Dar toți ceilalți au fost foarte încântați de rezultat și nimeni nu se aștepta să pot picta eu, care n-am mai pictat icoane așa. Da, da. Știu, ne povesteai că nici în familia ta nu există cineva cu talent, cu studii în artă și chiar îmi părea ceva, un vis greu de îndeplinit cu ceva ani în urmă, nu? Da, întâmplarea se face că străbunicul meu făcea instrumente de suflat manual, cavale și fluiere, dar nimeni din familie n-a pictat și a fost ceva ce mi-am dorit cu tot sufletul și mă bucur și vă mulțumesc că m-ați ajutat să-mi îndeplinesc acest vis. Și pot spune că m-a ajutat fiecare îndrumare pe care mi-ați oferit-o, pentru că eu, văzând pe internet mai multe tutoriale, totuși, nu știam după fiecare etapă pe care o făceam dacă este într-adevăr făcută corect sau nu. Și asta cred eu că contează foarte mult, să ai o îndrumare bună și ceea ce faci să fie corectat de cineva, pentru că eu fiind începătoare, unele linii sau unele culori mi se părea că se potrivesc sau că sunt bine făcute și îndrumarea autentică, reală, nu superficială, ca cineva să-mi zică, da, ai făcut binișor, poți continua așa, m-a ajutat pe mine foarte mult atunci când mi-ați spus că totuși ar trebui să corectez la contur sau la unele linii sau la unele culori pe care poate le-am dat peste contur. Și asta m-a ajutat foarte mult ca rezultatul să fie unul bun. Da, ce frumos! Și aici ai în fața ta rezultatul. Felicitări! Da. Și ai început în postul Crăciunului și ai terminat chiar în ajunul Crăciunului, nu? Da, așa este. Am lucrat la ea destul de intens, pentru că și lucram și studiam în acest timp. Mi-am terminat lucrarea de licență tot în acea perioadă și a fost totul foarte intens, dar cumva refugiul meu atunci când simțeam că nu mai pot sau că am nevoie ca ceva să-mi încarce bateriile într-un mod pozitiv, asta se întâmpla în timp ce pictam, pentru că într-adevăr te deconectează și ești tu cu Dumnezeu, este timpul pe care îl aloci și lui Dumnezeu atunci când pictezi icoane, asta cred. Și este cel mai frumos și cel mai autentic timp pe care îl putem avea. E frumos. Iar aceasta, cea pe care o am aici, este a doua icoană pe care am pictat-o, tot cu Mântuitorul, și ea este terminată în postul Paștelui. E frumos. Da, este de curând. Ok, deci aceasta este a doua icoană pe care ai pictat-o. Exact, tot cu Iisus. Prima ai terminat-o în postul Crăciunului, a doua în postul Paștelui. Tu ai făcut cursul o singură dată, tu ai terminat cursul în decembrie, nu? Ți-au rămas acces la toate materialele, toate cunoștințele și iată că ai reușit să finalizezi foarte repede și a doua ta icoană, fără ca noi să continuăm colaborarea. Adică noi ne-am încheiat colaborarea, dar tu ai continuat să pictezi, ceea ce este superb. Și nu doar atât, deja am înțeles că mai ai în lucru și a treia icoană, ceea ce este superb. Felicitări! Mulțumesc mult! Cred că dacă urmăm pașii pe care ni-i oferiți așa cum trebuie, așa cum sunt ei dați, urmărind toate tutorialele, ele ne ajută foarte mult ca noi să aplicăm tot ceea ce învățăm pentru a picta și alte icoane, pentru că tehnica pe care ne-ați prezentat-o se poate aplica și pentru alte icoane, nu numai cu Mântuitorul, cu Maica Domnului sau cu alți sfinți și ajută foarte mult. Dacă faci un lucru sau înveți să-l faci corect de prima dată, poți aplica tehnica aceasta și pentru alte icoane. Da. Și de asta vă mulțumesc că, într-adevăr, am acum și o altă icoană în lucru. Super, ce frumos, da. Continui să pictezi mai departe și ești prima din neamul tău, din familia ta, care pictează și nu picturi simple, chiar ceva de suflet, chiar ceva foarte valoros duhovnicesc. Felicitări! Mulțumesc! Și mai spune unui prieten, dacă ai recomanda cuiva drag, ce ei spune? Ea spune dacă își dorește cu adevărat și simte că vrea să picteze, să încerce să facă lucrul ăsta, pentru că nu este greu. Deși eu atunci când mi-am dorit, mă gândeam, Doamne, dar poate nu o să ajung eu să pictez, așa că totuși este greu. N-am terminat niște studii de artă ca să pot face așa ceva, dar dacă îți dorești cu adevărat, poți să încerci, pentru că chiar se poate, mai ales că metoda pe care o aveți este foarte bună, încât pot să picteze și persoane care nu au talent. Sunt niște pași care, dacă sunt urmați, așa cum i-ați descris, se poate transforma orice sticlă simplă într-o icoană minunată. Doar trebuie respectați pașii și atunci, cu siguranță că rezultatul va fi unul foarte bun. Da, ce frumos, felicitări! Și nu doar atât. Am înțeles că deja sunt persoane interesate de icoanele tale și acest lucru dovedește faptul că tu ai urmat cursul foarte bine, ai aprofundat și ai pictat prima icoană foarte bine, încât deja să fie persoane interesate să colaboreze cu tine pe parte de icoane, ceea ce este fantastic și vreau să te felicit, este minunat. Vă mulțumesc! Pentru mine a fost o mică minune, pentru că prima icoană pe care am pictat-o am simțit că trebuie să o dăruiesc cuiva și ea a rămas la un preot în orașul în care am pictat-o, pentru biserica din acel oraș și totuși am avut niște poze pe care le-am făcut, poze care au fost văzute de cineva și a zis că își dorește foarte mult să pictez o icoană la fel ca aceea și de asta este acum această icoană pictată. Ea este făcută la comanda unei doamne. Ce frumos, da, felicitări, da, minunat. Îți mulțumim mult, Daniela, ne inspiri, ești minunată, realizezi foarte frumos icoanele. Și în încheiere, dragul meu, draga mea, dacă și tu vrei să-ți faci visul real, să pictezi icoane pentru a da cadouri, pentru a vinde, pentru a trece la următorul nivel, pentru o bucurie a sufletului, hai și tu împreună cu noi la cursul de iconografie, Lumina Iconografiei, și descoperă toate tainele iconarilor. Te aștept!